Ai valoare și ai tu, ai păr, iară pe picioare. Salutare! Ok, să-mi aranjez șopcălia asta în tricou. Ce mai face? Sper că sunteți bine, că sunteți sănătoși, voioși și că vă uitați la, cum a zis și în clipul de săptămână, duminica trecută. Astăzi venim cu un extraterestru, E.T. Superb. E regizat de Spielberg. Nu știu cum Spielberg este cel mai mare regizor. Așa că dacă el este un mare regizor, eu nu pot să scot stativul. What the fuck? Măcar așa. Să vedeți imaginea. Ok. Cumva să lasă jos. Ce se vede? O ușă. Și atât. Ok, hai să trecem o dată la treabă. Filmul cu E.T. este în descriere, dar surpriza mare este că eu l-am văzut și pe Netflix. Filmul este pe Netflix, îl găsiți pe Netflix. Trebuie să scrieți e.t extraterestrial, ceva de genul parcă. Ok. Câteva cuvinte despre film? Da. Stai să. Deci filmul este în descriere. Dacă nu ai văzut filmul, oprește acum ca să nu-ți stric toată surpriza filmului. Ok, filmul e de ăsta vechi. Prima dată când l-am văzut, nu l-am văzut de la început, deci nu știam ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat. Bun, l-am căutat pe Netflix, pentru că au trebuit să mă uit la câteva filme, la care le-am mai văzut, cumva filme care am mai văzut. Și mi-ar plăcea să-l mai găsesc și aici. Deci, filmul arată cam așa pe Netflix. Bine, ăștia cred că schimbă filmul, imaginea filmului cumva cam în fiecare săptămână sau așa arată acum, în momentul în care filmez eu. Așa. Trebuie să dau un. Uite așa. Bun. Uite, oh my god. E vechi rău. Nici nu mi-am dat seama. Bine, ține o oră 54. Eu m-am uitat la viteză mai mare. Nu ține o oră 54, ține mai scurt. Odată ce te uiți la viteză mai mare. Așa, și e din 1982. Când? Drew Barrymore. Îngerii lui Charlie, dacă ați văzut, e tipa aceea blondă. Nu cealaltă blondă, cred că era. Sau era bruneta, sau șatena, roșcata. Una dintre. Când ea era micuță și drăguță. Ok. Cum am zis, filmul l-am văzut acum ceva timp și, ca de obicei, iar m-am uitat recent la el ca să știu despre ce să vorbesc. Asta a fost că o navetă vine înapoi extraterestru, aterizează pe pământ, își pierde unul dintre pui, așa, și îl găsește acest Dylan, Elliot, așa, nu știu de ce am. Așa, îl găsește, tra-la. Singura chestie ce, filmul este superb, e mișto, e fain. Singura chestie ce strică sunt mașinile de poliție. Că vine poliția, că vine guvernul, că el este o ființă extraterestră și nu știu ce, cumva ăștia de pe pământ, de la poliție, de la SANA, adică NASA invers, cumva au impresia că dacă vine cineva pe pământ, le invadează spațiul personal. Oh my god, sunteți niște ih, bleh. Oricum, de fiecare dată când văd poliția implicată în filme, filme din așa cum au fost cu E.T. la un moment dat, l-au luat pe E.T., Elliot, l-au băgat în bicicleta aia și pedalau și trebuia să ajungă la nava mamă, că E.T. phone home. Oricum, superb filmul.
Și superb și amuzant în același timp. Și mi-a de partea de așa și apare la un moment dat, îi vine partea aia cu... Când vine poliția, vin ăștia de intră în casă să caute nu știu ce. Adică intră prin ilegalitate la tine în casă. Nu are ce să... Cai, ce să cauți? Cineva? Nu este casa ta? N-ai ce să cauți, frate. Bun, vine fă partea în care... ce naiba? Erau toți ăștia pe bicicletă și cumva, așa, Elliot, cum naiba, pedalau ca să pleci, să treacă o dată de mașinile astea de poliție și era văzuse că era mașina de poliție cu polițiști cu pușca. Stau și mă gândesc, what the fuck și cât de fucked up și cât de penibil, oribil, groaznic, proști, inculți, incredibili, de nerecunoscători, idioți, cretini, mai pot să fie polițiștii ăștia. Bă, de fiecare dată când văd în filme, sau și realizez, bă, ăștia chiar atâta, bă, chiar așa dăm să fi? Fără creier. Adică ăia cumva urmau să împuște niște copii pentru o ființă care nu le aparține. Mult mai inteligentă și mult mai de pe altă planetă decât sunt ei. Dezgustător îi toată chestia aia. Aia a fost eu. Trebuia și, nu? Trebuia și ei să umple cu ceva filmul. Cu urmările de poliție, cu tra-la-la. Mai e... Acum, nu mă înțelegeți greșit. Nu suport când văd poliția. Sau vreunul din ăsta care zice ceva de genul că văzusem un film care se numește Jumper. Ăsta nu am să... Dau doar un exemplu. Era faza că niște copii se puteau teleporta dintr-o parte în alta. Unde vreau ei. Și se trezește la un moment dat un negru. Mamă, și zice o replică din aia. Că doar Dumnezeu are voie să aibă puteri din aștia. Sau ceva de genul. Mamă, deci la momentul ăla mi-a picat fața. Eu oricum, eu sunt cu liber... Deci eu sunt săgetător. Eu sunt cu libertate, cu freedom, cu... fără reguli, fără idioțenii din astea care îți strâng creierul cumva. Zice asta. Atât, o stricat tot filmul. O stricat tot filmul după aia că ei ăia vânau ăștia alți ca să-i omoare, probabil. Cred că îi omora. Nu mi-am inteles bine. Cred că îi omora sau le făcea ceva. Pentru că ei se teleportau. Este o minune să te poți teleporta dintr-o parte în alta. Și bineînțeles că era bogat, că doar intrat în bancă și lua ce trebuie. Hei, bravo ție! Dar pur și simplu au venit partea cu partea în care doar Dumnezeu poate să aibă puterile astea și a stricat-o filmul. Atât. O stricat-o filmul. O stricat-o filmul, s-o futut tot, nu mai avea nicio noimă să mă mai... Bine, m-am uitat, dar cumva la finalul lor tot ăsta care se teleporta, l-a lăsat în viață. E păcat, eu nu te-aș fi lăsat. Să fi zis mie că doar Dumnezeu are puteri din ăștia, nu. Dumnezeu își alege omul, sufletul, căruia să îi dea ceva special. Știi ce zic? Ok, am trâncănit mult pentru astăzi. O duminică mișto vă doresc. Filmul vostru cu E.T., nu cu Jumper, care și asta e mișto până la un punctul în care doar Dumnezeu poate... Și după aia s-a stricat tot. Și la ăsta cu poliția, la fel, la fel. Cumva bagă poliție, împrăști, în urmăriri, că... Ai, să vezi în toate filmele și este boring. E scenă de umplutură. Oricum, filmul cu E.T. l-am văzut acum mult timp, nu mi-a dat... Deci e vechi, e din... Acum mă uit pe Netflix, că așa mi-arată. E din 1982. Doamne! E superb. E superb. Își merită tot timpul. Luați-vă o pungă de popcorn.
Urmăriți-l cu drag, este superb, superb, superb. Ok, am trâncănit în testul. Ok, eu am fost Marius Stone. Dacă nu v-ați abonat, abonați-vă, distribuiți și la alți prieteni să mă audă trâncănind și să uite la filmul care este în descriere, cât și pe Netflix. Flixnet, pe Netflix. Ok. Ne auzim săptămâna viitoare, duminica viitoare, cu recomandarea de film, când... dar e faza că clipurile mele se postează vineri și duminică. În fiecare duminică am să încerc. Uf. Pentru că de multe ori nu ai timp să filmezi. E deja și 23 de minute, filmez într-una. Asta e a doua parte. A mai fost ceva ce am mai filmat înainte. Pentru că nu știu, sunt momente în care nici n-ai lumină bună, contează și în care tu oră lucrezi și mai contează că trebuie să-ți găsești timp să filmezi măcar un intro, o ceva. Bine, ăsta cu IT e deja 11 minute. Oh, Jesus. Ok, am fost Marius Stone, ne vedem săptămâna viitoare. Duminică, clipurile mele oricum se postează vineri și duminică. Cum am mai zis, încerc să postez, mi-e greu că trebuie să mă organizez foarte bine cu timpul. Ok. Duminica viitoare. Ne vedem duminica viitoare. Am drăgănit. Am drăgănit prea mult. Sunt nevorbit. Ne vedem duminica viitoare la ora 3. Iar vinerea la 1. Ok. Cu zâmbet pe buze vă spun. O duminică plăcută. Bye.